Fără să știu ce gândeau frații, Duhul Domnului mi-a pus pe inimă aceleași gânduri. Cred că ceea ce repetă Scriptura este foarte important și probabil că este foarte bine ca să zăbovim un pic mai mult asupra acestui lucru, și anume expresia aceasta care se repetă aici este un singur trup, un singur duh, o singură nădejde, un singur domn și așa mai departe. Înainte de a spune ceva despre această expresie, un singur trup și așa mai departe, care în mintea mea aduce două atribute, și anume unicitate pe de o parte și pe de altă parte unitate. Să nu uităm că textul acesta este în contextul versetului 3, să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Înainte să ating un pic aceste două aspecte, aș vrea să mă opresc un pic și asupra acestui cuvânt mic, este, care se repetă și el în cadrul aceleiași expresii. Acest cuvânt este, un pic de gramatică, știm toți, vine de la verbul a fi. Și m-a dus cu gândul, de fapt, la persoana lui Dumnezeu. Dumnezeu este acela care se prezintă în Scriptură, lui Moise, spre exemplu, prin acest nume: Eu sunt cel ce sunt. Domnul Hristos, știm că este cel ce este, cel ce era, cel ce va veni. Un infinitiv al verbului a fi la acest prezent continuu. Un Dumnezeu care există, și aș spune că în afara Lui, noi toți ceilalți nu avem nicio valoare. Este un singur Dumnezeu infinit, veșnic. Și în afara Lui, noi suntem simpli muritori, simple fărâmițe de țărână, simpli oameni, într-adevăr, creați după chipul și asemănarea Lui Dumnezeu, dar oameni limitați. Adevăratul sens al vieții noastre este doar atunci când suntem așezați, cum spune Scriptura, cu Hristos în Dumnezeu. Și aș spune că toate gândurile pe care le putem avea și la care putem medita din textul acesta au sens doar pentru aceia dintre noi care au această naștere din nou, care sunt așezați cu Domnul Hristos în Dumnezeu. Spune Apostolul Pavel, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Dumnezeu este acela care nu are nici început, nici sfârșit. Noi avem un început ca ființe create, dar în Dumnezeu, în Domnul Hristos, putem trăi această minune a nașterii din nou, care ne catapultează, ne propulsează, ne aruncă în veșnicia fără sfârșit în prezența lui Dumnezeu. Este și un cuvânt în altă parte al Apostolului Pavel: pe voi înși vă cercetați-vă dacă sunteți în credință. Aceasta am spus doar în câteva vorbe pentru că este o temelie absolut necesară asupra a tot ceea ce spune cuvântul aici, fie legat de viața creștină din primele trei versete, să trăiți într-un chip vrednic de chemarea care v-a fost făcută, pe care ați primit-o, cât și legat de slujirea noastră pe fondul acesta al unității în adunarea lui Dumnezeu. Spuneam acum două săptămâni că ceea ce sunt este ceea ce determină ceea ce fac și nu invers. De aceea este foarte importantă identitatea noastră. Și cred că ar fi atât de multe de meditat, nu este timpul acum să medităm la ce spune Scriptura, că suntem copii ai Lui Dumnezeu, suntem născuți din nou, suntem cetățeni împreună cu Sfinții, suntem spălați prin sângele Domnului Hristos. Sunt lucruri legate de identitatea noastră, la care dacă cugetăm în fiecare zi, în fiecare clipă a zilei,
sunt aceste adevăruri care ne dau putere să trăim o viață curată, demnă de acest Dumnezeu care ne-a chemat. Spuneam despre aceste două direcții, și anume unitate pe de o parte și unicitate, două lucruri pe care le regăsim și care decurg din această expresie, este un singur. Și aș vrea să luăm foarte, foarte rapid, puțin să facem o trecere în revista a tuturor afirmațiilor de aici și să regăsim aceste două aspecte de fiecare dată. Spre exemplu, versetul 4. Este un singur trup. Unicitate. Nu sunt mai multe trupuri. Chiar dacă oamenii astăzi se uită în jur, văd atâtea biserici, văd atâtea pâlcuri de creștini, atâtea confesiuni, da? Mulți se întreabă, Doamne, unde e adevărul? Adevărul este Domnul Hristos. Și chiar dacă există mai multe confesiuni, biserica, cum se spunea și mai devreme, biserica universală, este una și aceeași. Cineva spunea că în cer nu vor fi baptiști, penticostali și așa mai departe, ci în iad vor fi toți aceștia, în cer vor fi doar creștini. Ce înseamnă asta? Să mergem toți spre această idee de ecumenism general? Nici de cum. Cuvântul lui Dumnezeu ne îndreaptă spre gândul acesta că chiar dacă există mai multe familii de creștini, ele sunt una în Biserica Universală a lui Dumnezeu. Și sigur că gândind la lucrul acesta, putem ridica întrebarea aceasta, bine, dar cum putem discerne care este biserica adevărată a lui Dumnezeu și care este o ceată care nu face parte din biserica lui Dumnezeu? Cred că ceea ce se spune în continuare, un singur duh, poate să dea o linie directoare, și anume biserica lui Dumnezeu este aceea care este născută din Duhul lui Dumnezeu, care este compusă din creștini care au Duhul lui Dumnezeu. Spuneam de unicitate, trupul este unic, nu sunt mai multe trupuri, chiar dacă unii vor să-l împartă, și unitate. Trupul este același chiar dacă avem două mâini și ele pot merge în paralel uneori, ele fac parte din același trup. Apoi spune cuvântul aici, un singur duh, nu sunt mai multe duhuri. Și aici vorbim de duhul cu D mare, că sigur pot fi mai multe duhuri cu D mic. Sunt duhuri de minciună, din păcate, atât de multe astăzi. Sunt duhuri de răzvrătire și suntem înconjurați de o lume întreagă care zace în acest duh de răzvrătire. Sunt duhuri de dezbinare care lucrează cu putere chiar pe terenul adunării lui Dumnezeu. Duhuri cu D mic. Și Scriptura spune mai mult decât atât, că cei care se înhamă la lucrarea aceasta a dezbinării, spune Scriptura în Iuda despre ei, oameni care nu au Duhul, de data asta cu D mare. Iată câteva modalități concrete de a putea discerne ce este din Duhul lui Dumnezeu și implicit ceea ce face parte din Biserica lui Dumnezeu și ceea ce vine din altă parte, din alte surse. Mai departe spune cuvântul o singură nădejde. Și mi-a pus și întrebarea aceasta, care este această singură nădejde? Sigur că am trecut și eu pe la vârsta asta și probabil cei care sunt acum la vârsta aceasta a tinereții se gândesc, se roagă pentru căsătorie. Și când eram eu pe drumul acesta, mai auzeam pe câte un frate, pe câte o soră, care zicea cam așa, am nădejdea că fratele ăsta va fi soțul meu. Și trecea un an, doi și se dovedea cu totul altceva. Poate că, tot așa la nivelul acesta al tinerilor, poate spune cineva, am nădejdea că Dumnezeu îmi va da servici, m-am rugat pentru asta și nu este rău. Am nădejdea că Dumnezeu mă va izbăvi din încercarea asta. Sau am nădejdea că Dumnezeu mă va vindeca
de boala, de suferința aceasta prin care trec. A spune că nu este rău să ne rugăm pentru aspectele concrete ale vieții. Nu este rău să avem speranță. Însă aș spune că toate aceste lucruri care se înscriu în perimetrul trecătorului, al pământescului, cu granița aceasta la mormânt, le-aș circumscrie unui alt cuvânt și anume speranță. Cred că cuvântul de aici, o singură nădejde, se referă la acea nădejde a învierii din morți, despre care Apostolul Pavel avea să spună în mod repetat, zice, pentru nădejdea aceasta sunt eu dat în judecat, o afirmație pe care o va repeta și înaintea marelui preot și a Sinedriului, și înaintea lui Felix, și înaintea lui Agripa, și așa mai departe. Pentru nădejdea aceasta, care nădejde? Nădejdea învierii din morți. Ce aș vrea să spun cu lucrul acesta? Că dacă nădejdea care este în inima noastră nu trece dincolo de mormânt, acea nădejde nu este această nădejde unică despre care cuvântul spune aici și această nădejde care ne poate uni. Pentru că noi așa, stând pe bancă aici, fiecare putem avea nădejdea noastră legată fiecare de problema noastră. Unul are o durere aici, altul are în altă parte, dar nădejdea care ne unește este tocmai această nădejde în Domnul Iisus Hristos, că vom fi împreună cu acela care s-a dat la moarte pentru noi. Mai departe se spune un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Aș rezuma toate lucruri care ne identifică cu Domnul Hristos în moartea Lui și în învierea Lui. Spunea Apostolul Pavel, noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca după cum Hristos a înviat din morți, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Și nu în ultimul rând, versetul 6 vorbește despre un singur Dumnezeu. Este, dacă vreți, temelia întregii Scripturi, Vechiul Testament, avea ca primă poruncă, este un singur Dumnezeu, și Noul Testament vorbește despre același lucru. Apostolul Pavel în Epistola către Romani, versetul 29, pune o întrebare retorică spunând, poate Dumnezeu este numai Dumnezeul iudeilor? Nu este și al neamurilor? Da, este și al neamurilor. De ce spun lucrurile acestea? Pentru că sunt mulți astăzi care consideră că eu am un Dumnezeu, eu sunt cu un Dumnezeu și tu ești cu un alt Dumnezeu. Nu se poate. În Biserica lui Dumnezeu există un singur Dumnezeu, un singur Tată, un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Nu există doi Dumnezei. Dumnezeul cu care avem de a face este un Dumnezeu unic, și este un Dumnezeu unitar care cheamă la unitate pe toți aceia care au venit la El prin Domnul Iisus Hristos. Și nu în ultimul rând, este un Dumnezeu, spune aici, care lucrează prin toți, și aș adăuga la legat de lucrul acesta, la cele două lucruri de care spuneam, unitate și unicitate, aș adăuga încă un lucru, utilitate. Dacă vreți, sunt poate trei lucruri pe care le putem reține foarte ușor. Atunci când ai un Dumnezeu unic și crezi în El, când ai un Dumnezeu care te unește și în biserica lui Dumnezeu adevărată este unitate, atunci pe terenul acestei biserici nu se poate să nu fii util. Și spune cuvântul în versetul 7 și cu aceasta închei, fiecăruia dintre noi harul i-a fost dat pe măsura darului lui Hristos. Există două extreme, unii care spun, Doamne, eu nu sunt bun de nimic, eu nu sunt util. Este fals, spune cuvântul aici, fiecăruia. Dumnezeu vrea să se folosească de fiecare dintre noi. Și cealaltă extremă este după măsura darului lui Hristos. Vor mulți să facă lucruri la care nu sunt chemați. Și Ioan Botezătorul spune, nimeni nu poate primi decât ce a fost dat. În rezumat, mi-a plăcut lucrul acesta, ideea aceasta, avem a face cu un Dumnezeu unic, un Dumnezeu care ne cheamă la unitate,
un Dumnezeu care nu poate fi asemuit cu nimeni, un Dumnezeu care nu poate fi nici confundat, nu poate fi nici multiplicat, nici împărțit, și un Dumnezeu în care, dacă crezi, te cheamă la utilitate, să fii util. Care este chemarea ta? Care este chemarea mea? Cu ce poți sluji pe terenul bisericii?